De-a lungul anilor au fost făcute numeroase descoperiri subacvatice, diverse structuri care și-au păstrat misterul până în zilele noastre, neputând fi descifrate, deși în prezent există o tehnologie modernă de investigare a acestora. Poate cea mai importantă relicvă a istoriei care a fost pierdută în adâncurile apelor a rămas orașul Atlantida, amintit de Platon în urmă cu 2500 de ani, dar care nici până astăzi nu a fost descoperit. Bine ai venit la un nou material pe canalul nostru. Nu uita să apeși butonul de like și să-mi răspunzi la următoarea întrebare în comentarii. Eu citesc absolut toate comentariile voastre și vă mulțumesc enorm pentru susținere. Și spunem care ți s-a părut cea mai enigmatică descoperire subacvatică și ce crezi că se află în spatele ei. Așa că ești pregătit să afli 10 descoperiri subacvatice enigmatice rămase nedescifrate. Și începem cu locul 1 și anume structura de pe fundul Mării Galilei. În 2003, oamenii de știință au fost surprinși să descopere o structură masivă din piatră aflată la 9 metri sub apă, pe fundul Mării Galilei. Structura este formată din roci de bazalt și are o formă conică, fiind de două ori mai mare decât monumentul de la Stonehenge din Marea Britanie. În cadrul studiilor realizate recent, arheologii au observat anumite caracteristici specifice locurilor antice de înmormântare sau ale unor structuri ceremoniale. Ei recunosc însă că nu au mai văzut o structură de asemenea dimensiuni, iar deocamdată nu se știe cum a fost construită și nu se cunoaște cu certitudine nici scopul. Locul 2. Anomalii circulare în Florida. O privire de sus asupra coastei Floridei din Carolina de Nord dezvăluie în apă niște formațiuni circulare. Scopul construirii acestora rămâne un mister, deși mulți cred că ar fi vorba de un tip vechi de mormânt. Structurile subacvatice ar putea data din jurul anului 8000 înainte de Hristos. Locul 3. Structura din lacul McDonald, Ontario. Scafandrii au descoperit dovezi ale trecutului Canadei în timp ce lucrau la un proiect subacvatic în anul 2005. Ei au găsit o structură din piatră foarte ciudată la adâncime de 12 metri. Aceasta este o stâncă masivă de peste 450 de kg și un timp s-a crezut că e o formație naturală, până când geologii și arheologii au studiat imaginile. Ei au constatat că structura este realizată de mâna omului. Locul 4. Anomalia din Marea Baltică. Structura descoperită pe fundul Mării Baltice a fost considerată OZN, un antisubmarin german sau pur și simplu o piatră glaciară. Anomalia sub forma unui disc a fost descoperită în anul 2012. Exploratorii suedezi au stabilit în urma cercetării acesteia că structura ar fi o stâncă glaciară, însă rămân încă multe întrebări fără răspuns legate de aceasta. În primul rând, piatra nu a avut niciun fel de strat de noroi pe ea, cum este cazul tuturor rocilor găsite pe fundul mării. Mai mult, structura, care are un diametru de 60 de metri, se sprijină de un pilon de 8 metri. Misterul din lacul Baikal. Lacul Baikal din Siberia este unic în multe privințe. Este cel mai vechi, cel mai adânc și cel mai mare lac de apă dulce de pe pământ. Depunerea de sedimente de pe fundul lacului este mai mare de 7 km și multe specii de pești care trăiesc în apele sale nu pot fi găsite în altă parte în lume. Astronauții de pe stația internațională au fost uimiți să vadă o zonă circulară de gheață foarte întinsă pe lac în aprilie 2009. Originea acestor cercuri rămâne un mister. Structura din lacul Michigan.
Chiar dacă Stonehenge din Marea Britanie este unul dintre cele mai cunoscute monumente istorice din lume, acesta nu este unic. Structuri similare din piatră au fost găsite în întreaga lume. În 2007, o echipă de arheologi a descoperit pe fundul lacului Michigan o structură formată din pietre aliniate într-un cerc, aflate la o adâncime de 12 metri, despre care nu se știe mai nimic. Orașul subacvatic din Cuba. O serie de structuri scufundate descoperite pe coasta Cubei în 2001 au pus la grea încercare imaginația arheologilor și a cercetătorilor din întreaga lume. Structurile găsite sunt simetrice, având diverse forme geometrice. Se întind pe o zonă de 2 km pătrați și la o adâncime de 700 de metri. Monumentul Yoganuni, scufundat pe coasta Japoniei. De la descoperirea sa în 1987, monumentul Yonaguni, aflat în largul coastelor Japoniei, a fost un subiect amplu dezbătut de către oamenii de știință și arheologi. Mulți susțin că structura este una naturală, dar care a fost modificată de către oameni. Construcția ar putea fi din perioada ultimei ere glaciare, în jurul anului 10.000 înainte de Hristos. Și ajungem la penultimul loc, și anume structurile de la Bimini. În timpul unor expediții efectuate în 2006 și 2007, în apele de la Bimini au fost descoperite o serie de structuri dreptunghiulare la o adâncime de 30 de metri. Acestea sunt toate aliniate în aceeași direcție pe linii drepte și paralele. Cercetătorii au afirmat că structurile sunt asemănătoare cu cele din Cuba. Ele ar putea exista din jurul anului 10.000 înainte de Hristos. Și încheiem cu ultimul loc, și anume vechiul oraș din Golful Cambat. În mai 2001 a fost anunțată descoperirea ruinelor unui oraș în apele Golfului Cambat. Situl istoric conține foste locuințe, un sistem de drenaj, băi și o cetate care datează din epoca civilizației ce trăia în Valea Indusului. Au fost recuperate artefacte datând din jurul anului 7000 înainte de Hristos. Cu alte cuvinte, unele descoperiri subacvatice sunt pur și simplu uimitoare. Luând în considerație faptul că 71% din suprafața pământului nostru este acoperită cu apă, tone de artefacte prețioase sunt pierdute în apele oceanului planetar și se pare că multe dintre ele nu vor mai fi găsite niciodată. Aici intră totul, de la epavele navelor naufragiate până la întregi orașe subacvatice. Unele din aceste relicve antice pierdute pot costa miliarde de dolari și pot spune multe despre modul de trai al strămoșilor noștri. Din fericire, noile progrese tehnologice permit arheologilor subacvatici să găsească mai rapid și mai ușor obiectele cândva pierdute în ape. Cu siguranță, ei nici nu-și dau seama cam ce ar putea descoperi în viitor. Însă asta nu înseamnă că nu putem arunca și noi o privire la cele deja descoperite. Cam atât a fost, dragii mei, și în acest material. Sper că v-a plăcut tare mult. Nu uitați să-mi răspundeți și la întrebarea pe care v-am pus-o la începutul materialului, și anume, care vi s-a părut cea mai neobișnuită descoperire făcută de savanți, care se pare că nu are nicio explicație până în zilele noastre. Chiar sunt curios de răspunsul vostru, citesc absolut toate comentariile. Noi ne vedem cu noi materiale, vă doresc o zi frumoasă și multă sănătate și succes în absolut tot ceea ce faceți.